Mai mulți jurnaliști și oameni din domeniul comunicării din nordul țării și-au dat întâlnire la Soroca. Timp de 2 zile, aceștia vor participa la un training în care vor învăța cum să identifice și să dezmințească informațiile false. Trainingul este organizat de Asociația Presei Independente și portalul Stop Fals. Instruim ca să fie foarte atenți, să poată documenta falsurile și dezinformările care apar atât în media cât și în mediul online. Dezinformările au prins, sunt într-un sol fertil. În ziua de astăzi toți suntem capcana unor minciuni și de aceea am hotărât ca să mergem noi, să venim prin localități, să discutăm cu ai noștri colegi din presa regională și locală despre acest fenomen al dezinformării. Pe lângă teorie, cei prezenți au avut parte și de exerciții practice pentru a înțelege și mai ușor tipurile de dezinformare și știrile false, inclusiv despre COVID-19 și vaccinare. Acest training mă ajută în моей profesie. Я по профессии сейчас работаю в газете СПСММщиком и надеюсь, что это мне поможет при общении с людьми, так как я непосредственно общаюсь с нашими читателями, они могут прислать нам какой-то материал, фото, видео, и я должен понимать, стоит ли вообще на это смотреть. Стоит ли это передавать дальше в редакцию, потому что есть вещи, которые даже не стоит смотреть, это сразу понятно, что это неправда. Ну, есть он в активитате нового pentru mine, am activat ca colaborator al companiei Stop Fals. Sper mult să duc informația în cele 12 localități din raionul Florești, unde activez ca director Gal Lunca Răutului. Vom instrui atât tineri cât și maturi. Potrivit organizatorilor, un training asemănător a fost desfășurat recent și la Cahul și urmează să mai fie desfășurate alte două, la Comrat și Chișinău. După ce vor învăța bine lecția, jurnaliștii vor avea posibilitatea să participe în cadrul unui concurs. Participanții vor trebui să scrie materiale jurnalistice în domeniul dezinformării. Cele mai bune 3 materiale vor fi premiate.